Salut! Noi suntem Cocolix! Și bine ați venit la mall! O zi la mall! Că zine, auzi, Mickey mall-ul meu de lângă al tău, uite și tu cât arată, al tău e roșu și mare și uite al meu ce albasul mic îi. Ce precăjot e mall-ul, înțeles, vii la mine? Uite câte mașini sunt de parcare. Știu, la mine. Și tu mai poți să mai faci parcare, asta e enervant. Toți Cocolix și-au venit la mine la mall cu mașinile astea să ne distrăm. Cristina, mai faci parcare? Felix, am primit un bacciș de 9 milioane. Ce vorbești la mine? Dolari. Mi-a dat 2 lei și ăla așa cu milă. Cocolixilor, am peste un miliard de dolari, ia uite așa. Ce vrei, că ai aproape două? A, da, am aproape două. Sunt bogătașă, haideți, apăsați butonul de coco like și facem această serie pentru că voi ați cerut-o. Cocolicilor, ia uitați, am aici chestii de tu-ți cumpărat. Permiți parcare, da? Eu nu-mi permit parcare. O, parcare dublă. La mine parchează la tine. Dar nu prea vin la mine. Avem atât de mulți clienți, a trebuit să ne mărim aici parcarea. Ce fain e parcarea ta. Bă, ce înalt e mall-ul meu. Știu, ce mai pot să vorbim. Și, copăcel. Ai luat copăcel, tu știi că îmi doresc copăcel. Ce frumos e copăcelul ăsta, natura e mult mai faină. Mie bogată. Un semn costă un milion? Da, dar da, ce scrie? Ce scrie aici? Host Cristina Mall. Host Cristina. Eu cumpăreți mașini. Stai, acum am cumpăr mașini. Sau plantă, ce asta? Stai să vedem. Încă un copăcel, ca să fie simetrie în pălărie. Și acum... și vin ele după, sau nu uite acolo, că aici sunt. Ia uitați. Parking spaces și... acum cumperi mașinile. Câte o mașină pentru fiecare, Cocolix? Tu-ți cumperi mașinile ca și cum bani de scubitori. Din partea mea, câte o mașină pentru fiecare, Cocolix? Cine a dat Coco Like primește o mașină. Eu vreau o mașină. Ia să vedem, vrei și tu? Da, vreau o mașină. Păi dai și tu Coco Like. Vreau Mercedes de Ferrari. Da? Ce culoare? Roz? Nu, alte culoare. Ia uitați, deci ne facem tot aici în față și după aia Cocolișilor mergem înăuntru. La data trecută am apărut în ziar, gen... Vorbește la Marty. Mai ai misiune și îți dă ceva legendar. Stai, mai era ceva acolo? Gata. Marty! Ce alu, nenea? Crezi că mă poți ajuta? Trebuie să-mi dea niște task-uri. Da. Ia să vedem. Păi închidea și de la task. Închide pe X sus. Așa. Și de-aia pe ea să nu-ți favori. Aici, păi de-aia la sfârșit. Visit mall ca Martin. Nu știu ce sunt. Ia mai de pe el. Are și el un mall? Nu. Și trebuie să-l vizitezi? De în continuu. Pe asta. De click. De click. Păi da, dau click, Felix. Acum vrea. De ce vrea? Așa. Mă pune să cheltuiesc. Show Marte suit from... Deci trebuie să-ți cumperi un costum, un suit și să-l cheltuiești. Te cumpăr lui un costum, că zice Cocos Cristina, tu ai magazine Cocos... Olu, ce fain preza are asta! Tu ai magazine Cocos Schmecher aici. Eu n-am toți banii cât ai tu aici la... Mă duc sus. La bani de luat. 167 de milioane de bani de luat. Bine, cât te lauzi, zici tu te lauzi. Bun, mai ce ai de făcut, mai ai de făcut florul ăsta. Stai, mai am aici etajul următor și cu etajul ăsta, Cocolixilor, ajungem să fim cel mai înalt mall. Am apărut în ziar data trecută, mai țineți minte? Nu vreau să apar în ziar. Ia uitați! Oh my god, ești la lună, Cristina! Deja văd norii, fraților! E mall-ul peste planetă! Oh my god, ce tare! Vezi norii, că vezi stelele! Gata! Te cumpăr liftul, că eu trebuie să... Tu mi-a cumpărat să văd ce există pe aici, că eu nu permit așa. Acum, ia să vedem, Cocolișilor. Ce magazin este de nou? Ce magazin este ăsta? Oh my god, uite-l pe ăsta, rare de rujuri. Ăsta. Păi da, rare. Stai să mă rujez. Vrei să te rujez? Stai să fac cum de... Eu nu-mi permit rare. Uitați câte rujuri aici. Dar pe grație la mine, da? Dar dacă te rujez, după aia nu te mai pup. Așa cum faci tu cu mine. Eu doar de încercare. Cristina, lasă-mă pace, că tu dai cu vopsea din aia așa de Dedeman. Nu-i de la Dedeman. Uite, arăt bine? Ăsta pot zic că e cel mai... Dar stai că vreau și eu să mă machiez. Ce bine arăți. Ăsta este cel mai reușit. Cristina, dar așa ești de ăsta. Asta stă bine numai pe tine. Eu l-am încercat și nu stă bine pe mine. Bun, am făcut aici un machiaj. Ce mică e asta! Știu! Dar părinții tăi unde sunt? Ești singură pe aici? Bă, ce față am! E bine fața ta, e ok. E bine, dar nu prea are expresie. Acum, trebuie să fac general. Oh my god, car parts tot, de părți de mașină și rare. Dar bine că ți-e spică numai din astea unice și rare și legendare și faine. Am magazine, nu, ia uitați aici, avem volan! Oh my god! Volan piții! Tu crezi că nu vreau până... Asta e volan sau este dintre aia? E volan toată ziua. Din aia ce? Jantă. E volan. Sau? Nu știu ce să zic. Da, cred că e volan. Cauciucuri. Cauciuce? Asta ce-s? Suspensii.
Da? Mm-hmm. Bă, n-aș fi știut. Și avem și benzină, că doar vii aici și ții la bidon. De la bidon, bidon. Se poate acum, se poate. La sticlă mică de jumate. Fac afacere Dorna. Aici. Dorna. Benzină Dorna. Ia să vedem orice magazin. Ce un magazin de covoare. N-ai covoare? Nu vreau de covoare. Hai să-mi iau de covoare. Ce vrem? Și vreau covoare. Dar mai este și ăsta sports. Nu-l avem pe ăsta. Ce vrei tu? Tu știi ce ai. Hai să-mi iau ăsta de sports. Dar bine că ții de sport. Mi-au de sport, pentru că ăla de covoare nu era atât de complex. Ia uite, avem ce asta, bută? Bută de sport, de baseball. De baseball, care are papigă. Ia uite, avem aici și pentru tenis, vedeți? Toate de toate. Și mici de bowling! Mă, ce fain e bowling-ul. Așa, iarăși de baseball. Casă. Asta e de basket, da. Vedeți, coș de basket. Și crose de golf. Chitina, mi-a luat o crosă. Ți-a luat o crosă? Da. Tu crezi că te cred cu machiajul ăla? Mai nu-mi place. Băi, eu îmi dau un restart la caracter. Să-mi schimb machiajul. Că-mi place mai mult machiajul meu. Mai natural, așa. Ăsta e prea... Dar îmi dau și eu reset. Prea dintre ăla. Nu te copiesc. Aoleu, m-au pus jos. M-au dat afară din mall. Trebuie să iau un costum lui Marty. Descrol, că mai aveai un etaj. Mai aveam un etaj? Da, du-te înapoi în lift să vezi. Dar lasă că mai merg și eu pe aici prin vizită. Că-s patroană. Ești patroană. Deci te simți. Merge totul bine? Băi, nu prea avem clienți. Nu știu ce se întâmplă. Stai, e cam gol. Aici nu prea de ce să vin aici, știi? Că da. Nu-s magazin la fel cum să lea. A, imediat. Electronics sau beauty store? Ăsta de electronics. Hai să vedem. Dar trebuie să faci misiunea lui Marty. Cât mai e? Că dacă o faci, îți dă chestii faine. Știi, îți dă magazin legendar. Uite ce fain e ăsta. Tu m-ai auzit? Da, imediat mă duc acum să văd. Nu, uite că lasem-o la Mări, nu te duci la Marty. Nu, mă duc să văd unde avem, uite aici vând CD-uri. Păi da, înainte să mergi, trebuie să vezi dacă ți-ai făcut misiunea cu banii. Aia cu banii? Da, yay! Și acum trebuie să mă duc să-i cumpăr un costum lui Marty. Da, dar e fain că pe fiecare magazin scrie ce este deasupra, știi, ca să fie ușor. Mă duc jos și să văd unde este magazin de haine cu colișilor. Avem pe aici magazin de haine? Nu, va trebui să mai căutăm. Mă simt chiar ca la mall, când este totul atât de complex încât te rătăcești. Te rătăcești, trebuie să-ți... Aici nu-i că m-am mirat eu. Nu-i? Nu, trebuie să caut să văd unde scrie palet pe... Ce faci, mă, pe Spirico, bă? Unde-ți sunt părinții? Cred că am găsit la etajul mai jos, la sufuze. Aici? Da. Sufuze? Cred că aici, uite, de mine am ajuns tricou. Hai să cumpărăm costum, dar el vrea costum. Ia vezi, poate vrea așa, poate nu, se mulțumește. Nu, ăsta e t-shirt. Poate se mulțumește. Nu, mi-am cumpărat mie un costum. Aici e magazin numai de costume? Da, ia stai să vedem dacă-l avem. Dacă nu, va trebui probabil să-l facem. Cum, tu n-ai tu magazin de costume? Păi să știi că trebuie. Păi poate el vrea să se căsătorească, știi, și trebuie... Să caute singur, că e mult mare. Păi da, el nu poate, că e angajat și trebuie să stea acolo să păzească. Mamă, ce mașină șmecher avem acolo. Da. Art, cups, aici spălării. Soaps and stuff. Săpunuri și chestii. Păi fraților, avem magazin de costume? Știu că e parcă era suit store. Știi ce mi-ar plăcea? Magazin de rochii de mireasă. Își dai seama. Da, uite fraților, că nu avem. Cred că va trebui să ne facem. Mai duc până jos, dar înalt este mall-ul ăsta. N-am să mai trebuie. Mamă, câte etaje avem. Chiar n-ai tu de suite? Uite, suits, uite aici. Da? Da. Ia, unde-i? Uite, suits. Snaggy suits, îmi iau și eu. Swaggy. Uite, Cristina, ce bine arăt. Mamă, ce fain sunt. Bă, dar voiam să cumpăr unul pentru Marty. Îți iei pe tine și îți iei și pantalonii din dreapta. A, de aici se vinde pantalonii? Ca să vadă el ce opțiuni sunt. Arăt ca un boss. Ia, ești bossa. Ia uitați-vă. Și eu ești boss. Sunt bossa nova. Ești bossa nova. Mă duc la Marty să-i arăt. Și laudă-te și spune că e scump. Spune că nu-și permite din salariu. Îi zic, Marty, dacă vrei și tu costul de ăsta, nu știu cum facem. Ce bine ți stă, Cocos Cristina! Ia să vedem. Am făcut! Și aici am și returnat stai, la Marty. Stai, mai nu știu cu el, că să e așa. Și de claim. Claim, ia să vedem. Ce magazin îți dă? Sunteți curioși? Tu vrei de mireasă? Da, aș vrea cu rochii de mireasă. Da. Ia să vedem. De construcții? De plus un inventory. Nu te pune el. Ia, hai să vedem. Mersi, Marty. Mersi peste de compliment. 8 ore, că așa dat la 8 ore. Mă duc cu liftul, că sunt patroană. Acum chiar arăt ca o patroană. Și de scroll. Așa. Mai avem multe etaje de făcut, Felix. Da, cumpără Raling. Cumpără tot și nou magazin, pune lecția de construcții. Acum. Cumpără tot, Cristina, că-ți permiți. Bă, dar ce fain e să-ți permiți. Să iei câte plante vrei tu și fântână.
Yay! Hai să vedem. Clothing sau beauty? La inventory. Inventory. Legendary. Ia uitați, deși ăsta ar fi trebuit să fie la parter, dacă stau să mă gândesc. Lasă-mă că lumea își amintește sus că are nevoie. Ia uite, avem rafturi. Cu liftul duce. Ce vinzi aici, arangă? Dintre astea de panouri de lemn. Ba, 38 de milioane! Ohoho! Mi-am dus banii atâta. Ia uite, tu câștigi 1.5 milion pe secundă! Da, vezi ce înseamnă să investești? Asta e bormașină. Aia nu cred că e bormașină, ui? E dintre aia de... Da. De... Mamă, zici făcut că... gropi. Zici că vând ăștia aur la cum arată crăbizile deci, astea. Deci cine vrea... Ăsta e și bronzat, știi că a lucrat mult în construcții. Da, asta de fapt în construcții. Cine vrea să-și facă casă... A, uite, pișpiroc! Tu vrei să faci casă? Da. Da, dar să faci faină, uite. Trebuie să-ți iei un designer. Să-ți o facă cu gust. Hai să vedem următorul magazin. Any store, ce vrei? Masaj. Cumpără de masaj. S-au robosit oamenii până ajung până aici. Băi, facem masaj aici la mall. Fă-le masaj. Ia stai să vedem. E cu intimitate. E de chiar intimitate, că ți nu vadă toată lumea, că dacă unu-i păros și nu vrea să-l vadă. Aoleu, facem aici masaj. Bă, ne stânga. Relaxăm. Mă duc aici ca să mai iau plantuța asta sau ce-i. Ce caut tu? Cine vrea să se relaxeze după atâta shopping? Uite ce fericită e, e toată relaxată. Păi făcut masaj. Am acum înțeles. Ce păr fain are. Titina, ce-i aici? Am mai făcut de grostate. Aici ia să vedem. Ce avem noi aici? Ce aici? Concierge, ceva de sfătuire. Ia să vedem. Ce aici? Nu știu. Ce aici? Auleu. Dă-i fraților că nu știu ce aici. Afaceri? Sau hotel? Hotel mall? Cred că e hotel. Hotel mall? Eu uite, știu, cameră de hotel. Gen, dacă ai făcut prea mult shopping, vii aici și faci nani, dar cum să știi că e bun. Că uneori oamenii fac prea mult shopping, știi? Asta e cameră de hotel mall, e prima oară când vă văd, dar are sens, adică... Are sens, da. Adică e fain, știi, dacă te cazezi la un hotel, ai mall lângă. Cine n-ar vrea așa ceva, nu? Păi dai seama, mergi acolo, ai de mine, e super ar vrea. Ia uite și tu, stai să ne facem aici tot. A, și știi care faza are și vedere faină, pentru că e mall-ul cel mai înalt. Și sus. Da. Ia să vedem aici toată culoarea violet la pat. Sau ați venit și voi cu altă culoare? Păi nu. Tot violet. Păi a trebuit că dacă nu se ia gelos de lângă care poate n-ar avea, știi? Da, plătesc același preț. Ai făcut tot? Oh, mai asta. Mai am asta, cam 4 camere în total aici. Ia mai vedea jumătate, să vezi ce zice lumea. Yay! S-a deschis hotelul! Ia uite că deja a venit primul client, Cristina! Da? Oh, vrei să te cazezi, da? Vrea, îi se pare super fain, obosit de la mers în mall. De la atâta shopping ai obosit și trebuie să te relaxezi. Cristina, ia mai fă etajul următor de aici, uite, bai flor, bai escalator. Ia uite, ăștia și-au luat cruze de golf! Și-au luat, pentru că ei vor să joace. Ce tare! Și florul. Aici, unde e flor? Aici. Wow, ai cumpărat podea faină. Iar așa ajung în ziar. Stai să vezi. Oh my god, cum arată mall-ul tău. Mall-ul nou din 12? Deci 12, oh my god, deci super tare. Dar uite și tu cât ești în nori. Știu, cocoleșilor. Înseamnă că o să mai putem să facem un episod la cât de mare e tot mall-ul ăsta. Electronic. Nici măcar mai sunt magazine de făcut cât de aia asta atâta. Ce ne luăm? Păi dă-le înghețată. E cald afară, Ivan. Asta este de furniture? De mobilă? Da, nu cred că am până. Bă, dă-le mobilă, Cristina. Adică gândește-te, oamenii trebuie mobilă. De ce vrei să le cumperi înghețată? Tu ai vrut. Cristina, nu mai văzi din astea. Asta este așa. E mobilă? Ba da, l-am. Asta e un fel de Ikea. Deci tu ai două din fiecare. Adică așa... Bă, tu ai văzut câți bani aici? Vino să vezi. Eu nici măcar nu mi-am mai luat. Cât de mulți bani am? Vino să vezi. Adică numai ce ai te-ai jucat pe aici și uite și tu. Uite și tu, urma milioanele. Așa e fain să fie la fiecare, dai cum serios. Ia să vedem la următorul. Vale balul ăsta dacă cadă astea după. Aoleu, nu vreau să cadă. Și liftul ca să vii și tu ca patroană. Ai dreptate, dar sincer eu nu am mai văzut pe alții să folosesc lift. Sau i-am văzut? Să știi că nu știu, dar... Mai mulți merg pe scări. Dacă nu-i pentru tine. Stai puțin, ce avem aici, ce avem aici, ce avem masaj, aici? Fast food. Dă-le singrașe că... Ăsta, fast food. Că oamenii dacă n-au fast food, parcă nu-s fericiți. Trebuie câte un dintre ăsta de mâncat la fiecare etaj. Da. Uai, să-mi iau și eu un hamburger. Hai să stăm aici, Felix. Hai, invită-mă la hamburger. Hai, merităm și noi. Ia, facem și noi o pauză. Dar stai și tu, civilizat. Așa, stai. Oh, stai spate cu mine. Dacă să nu fac poftă la hamburger, că poate tu ții dieta. Du-te azi tu hamburger dacă vrei. Vreau și eu, dar mie cu mai multe legume. Hai, mă. Stai să stau și față cu tine.
Nu mă lasă. Nu te lasă. Ba, nu pe aceleași scări. Așa. Cu patroana. Apăs pe unu. Trebuia să te pui când e... Până... Aunea, uite așa. Te pui cu hamburgerul, gărești în mână, așa. Poftă mare, Cristina, avem hamburger. Eu zic să facem o pauză, să rămânem aici să mâncăm și data viitoare, cuculișilor, mai avem etaje de construit, vă dați seama. Mult mai mic. Așadar, fiți pe fază și apăsați butonul de coco-like. Iar noi ne vedem data viitoare. Pa, ce bucătașe sunt! Am 3 etaje.